Succes, puteri, să facă tot posibilul ca în acest al doilea, ultimul mandat, cetățenii României se bucure de o viață decentă, în pace și în liniște. Mult succes, domnule președinte! Vă mulțumesc, domnule președinte! Am avut probleme, dacă cunoașteți, până la formarea Alianței pentru Integrare Europeană în relațiile Republicii Moldova cu România. V-ați convins cu toții că odată cu formarea structurilor puterilor în stat, după formarea Alianței pentru Integrare Europeană, aceste probleme au început să rezolve dependență de posibilitate. Deci primul lucru pe care l-am făcut a fost anulat sistemul de vize introdus pentru cetățenii României în Republica Moldova. S-a convenit și s-a semnat acordul cu micul trafic de frontieră. E un lucru foarte bun, fiindcă aceasta se face și s-a făcut pentru cetățenii de pe ambele maruri ale Prutului.
Eu consider că astăzi nu există probleme ca puterea de la București, puterea de la Chișinău să nu poată rezolva problemele care există între Republica Moldova și România. Suntem două state, dar la baza acestor state stă același sânge, aceeași cultură, aceeași identitate, aceeași limbă. Și cum ne-am dorit noi, în pofida tuturor ce se întâmplă, nimeni nu poate să dicteze și să spună fraților cum trebuie să trăiască. Este o viață trăită și lăsată de moș strămoș. Deci eu consider că problemele pe care le avem noi, avem situația creată astăzi, în urma votului din 29 iulie, pentru ce le mulțumesc foarte mult tuturor celor care au votat pentru Alianța, partidele din Alianța pentru Integrare Europeană, trebuie să le rezolvăm. Am discutat cu domnul președinte tet-a-tet și în cadrul delegațiilor mai multe probleme pe care le avem. Avem probleme de ordin politic, economic, social. Și eu cred că sunt toate premisele pentru a soluționa aceste probleme. Este foarte proastă infrastructura în Republica Moldova. Sunt fonduri europene. Înainte de război, între trecerea peste Prut, existau vreo 45 de poduri. 25, 45. Oricum, erau foarte multe. Astăzi, ca să te deplasezi chiar acest mic trafic, acord care a fost ratificat și urmează să intre în vigoare, sper că în cel mai scurt timp, nu poate funcționa pe deplin, întrucât cetățenii trebuie să deplaseze o distanță de sute de kilometri, 70 de kilometri. E nevoie să refacem, să reconstruim aceste poduri. Am avut probleme cu investițiile. Eu sper că odată ce la putere sunt partide care creează condiții favorabile pentru toți agenții economici, că investitorii din România, oamenii de afaceri din România vor investi în Republica Moldova și invităm pe această cale, am discutat și acest subiect. Am discutat și problema cetățeniei. Acest proces a decurs greu, acum urmează să se desfășoare mai ușor și este un drept care nimeni nu-l poate contesta a urmașilor și problema aceasta a găsit susținere. Am discutat și problema privind legalizarea forței de muncă provenită din Republica Moldova în România. Avem cetățeni care lucrează și din zi în zi vor lucra mai mult în România, pentru că peste timp, dacă observați, se cam egalează salariile. Ar fi bine să avem și un acord de protecție socială a cetățenilor noștri în Republica Moldova. Am avut criza cu gazele, cu energia electrică și aici sunt probleme care am discutat și urmează să soluționăm. Am vorbit și despre un acord privind recunoașterea și echivalarea studiilor obținute în Republica Moldova și România, deschiderea filialelor universităților din România la noi și invers, deschiderea în comun pentru susținere unui fundații a unei facultăți la Universitatea din Leipzig, în Germania, pentru că a fost acolo această catedră și chiar am primit o scrisoare din partea unui german că ar fi bine, împreună cu România, să soluționăm această problemă. Într-un cuvânt, vreau să vă spun că întâlnirea a fost binevenită. Această întâlnire ne va permite să soluționăm problemele care apar, care sunt, de fapt, în relațiile noastre cu România. Eu mulțumesc domnului președinte pentru înțelegere, tuturor miniștrilor și rămâne acum ca cei care se ocupă nemiluit de aceste probleme să le realizeze în viață. Mulțumesc, poftim, domnul președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a saluta
Încep prin a saluta cetățenii Republicii Moldova cu ocazia revenirii mele la Chișinău. În același timp aș vrea să mulțumesc cetățenilor moldoveni și în același timp și cetățeni români care au votat în proporție de peste 90% pentru mine la recent încheiatele alegeri din România. Le mulțumesc mult! Votul lor a fost extrem de important pentru câștigarea alegerilor. În ceea ce privește discuțiile pe care le-am purtat cu domnul președinte Ghimpu, cu liderii alianței, domnul președinte Lupu, domnul președinte Urechean, miniștri din cabinetul în funcțiune, în exercițiu, aș trage câteva concluzii. În primul rând, am convenit să semnăm foarte rapid un parteneriat pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, pentru a grăbi acest proces care trebuie parcurs suficient de rapid pentru ca Republica Moldova să poată fi inclusă în grupul de țări din Balcanii de Vest, din punct de vedere al accesului către Uniunea Europeană și către resursele Uniunii Europene. Am discutat celebrul tratat de frontieră, cum era numit anterior la Chișinău, și aici aș vrea să fiu extrem de deschis. România nu va semna niciodată un tratat care să redefinească frontiera dintre România și Republica Moldova. România are cunoscut frontierele de stat ale Republicii Moldova, așa cum ele au fost moștenite de Republica Moldova de la fosta Uniune Sovietică. Din acest punct de vedere, România este de acord să semneze un tratat sau un acord care să vizeze regimul frontierei existente așa cum ea a fost moștenită de la Uniunea Sovietică și este necesar un astfel de tratat pentru a aduce modul de trecere a frontierei de către cetățenii moldoveni către Uniunea Europeană la standarde europene care sunt mult mai avantajoase pentru cetățenii Republicii Moldova. Am informat pe domnul președinte, pe lideri ai alianței și pe membrii cabinetului Filat cu privire la intrarea în funcțiune a acordului pentru micul trafic de frontieră, pe care l-am promulgat, a fost adoptat de Parlament. Pregătirile tehnice pentru intrarea în vigoare a acestui tratat necesită încă timp, trebuie să pregătite acele permise de mic trafic de frontieră și trebuie să avem consulatele de la Bălți și Cahul în funcțiune, în așa fel încât oamenii să nu meargă la Chișinău pentru a obține actele pentru micul trafic de frontieră. Evaluarea noastră este că cel mai târziu la 30 martie legea va fi funcțională și aplicabilă. Menționez, acum legea este în vigoare, dar trebuie să realizate condițiile tehnice, iar noi ne-am angajat ca la 31 martie să fie îndeplinite toate condițiile tehnice pentru desfășurarea micului trafic de frontieră în bune condiții. Pentru că este o discuție și eu simt nevoia să dau și explicații cetățenilor Republicii Moldova, parte din ei și cetățeni români. Este o problemă care a fost ridicată cu privire la întârzierea în acordarea cetățeniei române. Vreau să dau o explicație. Legislația pe care am modificat-o
anul trecut, obligă la acordarea cetățeniei în termen de 5 luni de la solicitare pentru cei care fac parte din categoria acelora care au pierdut abuziv cetățenia română și urmașii lor până la rudele de rangul 3. Foarte mulți ne reproșează că nu se respectă termenul. Aș vrea să fiu foarte clar. Nu există solicitare de cetățenie care să nu fi fost acordată în 5 luni după ce dosarul a fost complet și corect depus. Marea problemă o avem cu cei care depuseseu dosarele înainte de intrarea în vigoare a noii legislații și aici este un număr de dosare care trebuie recuperat. Angajamentul Ministerului Justiției este că în următoarele 6 luni dosarele care au fost depuse înainte de intrarea în vigoare a noii legi a cetățeniei vor fi procesate. Deci până la 30 iunie toate restanțele care provin din dosare depuse în anii 90, începutul anilor 2000, vor fi procesate și se va acorda cetățenia celor care îndeplinesc condițiile. În ședința de vineri a Guvernului se va emite un act normativ care să vină în continuare în sprijinul creșterii vitezei de acordare a cetățeniei române celor care și-au pierdut-o în mod abuziv sau fără voința lor și urmașilor acestora. Deci vineri, Guvernul României va adopta prin ordonanță de urgență o decizie prin care se creează o agenție specială pentru acordarea cetățeniei. Această agenție va funcționa cu sediul la București și va avea încă 5 unități teritoriale la Iași, la Galați și la Suceava, precum și în partea de vest, la Cluj și la Timișoara. Astfel că dosarele vor putea fi depuse oriunde în aceste puncte, la București sau în cele 5 puncte din afara Bucureștiului. Asta pentru a ușura procesul de depunere a dosarelor. Aș face o atenționare absolut amicală. De multe ori intervin în întârzieri pentru că depunerea dosarului nu respectă integral reglementările, documentele care trebuie să afle în dosar. De aceea aș atrage atenția celor care solicită cetățenie română pentru a ne putea încadra în termenul de 5 luni, să dea mare atenție dosarului să fie complet. Și aici aș mai face o mențiune spre exemplificare. Dacă până la apariția noii legi, deci până inclusiv în 2008, România a acordat 2400 de cetățenii cetățenilor moldoveni, în anul 2009 au fost procesate 20.000 de dosare, 14.000 de cetățeni au primit deja cetățenia în urma depunerii jurământului și restul sunt programați să vină să depună jurământul. Deci, practic, s-au acordat 20.000 de cetățenii în cursul anului 2009. Sperăm că odată cu înființarea noii agenții, viteza de procesare a dosarelor să crească, în așa fel încât niciun cetățean al Republicii Moldova să nu simtă umilința birocratică de a aștepta dincolo de termenul prevăzut de lege. Trecând la problematica economică, în discuțiile pe care le-am avut astăzi, am stabilit că un lucru extrem de important pentru relația Republicii Moldova cu România, dar și cu Uniunea Europeană, este conectarea infrastructurilor noastre. Fie că vorbim de infrastructură energetică, fie că vorbim de infrastructură transport gaze, fie că vorbim de infrastructură feroviară. Din acest punct de vedere am stabilit că prioritare sunt câteva proiecte.
primul proiect care sperăm să devină funcțional până la sfârșitul anului 2010 este linia electrică de 110 kW Fălciu Gotești. Vă informez că pe teritoriul României lucrarea este terminată, 28,3 km. Am înțeles de la Guvernul Republicii Moldova că în cursul acestui an se va termina lucrarea și pe teritoriul Republicii Moldova, iar costurile de conectare ni le asumăm noi, în așa fel încât sistemul energetic al Republicii Moldova să fie cuplat cu sistemul energetic al României și implicit cu sistemul energetic european. De asemenea, în momentul de față se află la stadiu de aviz de mediu linia electrică de 400 de kW Suceava-Bălți. Este un proiect pe care îl considerăm în aceeași direcție extrem de important și România își asumă responsabilitatea să găsească sursele de finanțare. Nu e o finanțare foarte mare, 30 de milioane de euro din bani europeni. De asemenea, tot în cadrul politicii de vecinătate, pe parteneriatul estic, vizăm realizarea proiectului de interconectare a sistemului de transport gaze Dochia-Ungheni-Iași, în așa fel încât sistemul de transport gaze pe conductă al României să fie cuplat cu sistemul de transport gaze al Republicii Moldova, cu Moldogaz. În sfârșit, vă informez că imediat ce au fost disponibile pentru cetățenii români, noi am furnizat Republicii Moldova gratuit 150.000 de vaccinuri împotriva gripei noi, iar în cursul acestei seri trebuie să fie diferența la care ne-am angajat, încă 350.000 de doze de vaccin trebuie să sosească la Chișinău. Nu în ultimul rând, doresc să vă informez că România a decis să acorde un sprijin financiar nerambursabil pentru Republica Moldova, derulabil în 4 ani, 2010-2013 inclusiv, în valoare de 100 de milioane de euro, bani care pot fi alocați în 4 tranșe anuale, în fiecare an câte 25 de milioane de euro, destinați proiectelor de infrastructură în educație, modernizării școlilor cu precădere și proiectelor de infrastructură de importanță locală, la nivel de administrații locale, nu pentru infrastructurile naționale, pentru care altele sunt sursele de finanțare. Finanțarea se va face în baza unui acord care urmează să fie negociat în zilele următoare și cu respectarea standardelor europene de finanțare, a condițiilor de eligibilitate. Aș încheia declarația mea informându-vă că la un moment dat a fost înghețată negocierea a 12 acorduri bilaterale, acorduri prin care România a încercat să creeze cadrul juridic moldo-român care să răspundă exigențelor europene. Astăzi am convenit să se accelereze, să se accelereze negocierea tuturor celor 12 acorduri înghețate în negociere la un moment dat și să creăm astfel cadrul legislativ specific Uniunii Europene, care este în primul rând în favoarea cetățenilor moldoveni și de asemenea în favoarea cetățenilor români, care doresc de multe ori să vină pe teritoriul Republicii Moldova la rude, în vizită, în vacanță și așa mai departe. Extrem de important, dincolo de cele menționate de domnul președinte Ghimpu, mi se pare acordul cu privire la recunoașterea reciprocă a diplomelor. Noi avem în momentul de față 3.400 de bursieri
tineri din Republica Moldova, care sunt unii la masterat, alții la universități, alții la liceu, și dorim ca diplomele lor să fie recunoscute în Republica Moldova. În perioada următoare vom analiza posibilitatea să mărim numărul de bursieri ai statului român proveniți din Republica Moldova. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule. Mulțumim, domn președinte, pentru sprijinul acordat cu vaccina. Sigur că este o problemă pentru noi. Cetățenii cam tem și nu numai la noi, dacă am în toate țările să folosească vaccina, dar e necesar și încet cu încet se deprind că mai bine să fii sănătos decât bolnav. Aș vrea să mai spun, dacă îmi permiteți, ce ține de deschiderea consulatelor la Cacul și Bălț. Domnul președinte Băsescu ne-a confirmat că în caz că nu vor rezolva problema acestei două consulate de la Bălți și de la Cacul, România este gata să mai deschidă un consulat pentru a crea condiții cât mai bune pentru cetățenii Republicii Moldova. În afară de aceasta am discutat folosirea fondului europene ce ține de calea ferată Chișinău-Iași, tronsonul acesta, ca să-i dăm cartament european. Dacă tindem spre Europa, trebuie să începem a construi infrastructura, drumurile, calea ferată și celelalte. Am convenit și asupra faptului că aceste acorduri, de fapt, ele deja de miniștrii noștri se lucrează, sunt în lucru și Ministerul Muncii, și Ministerul de Interne, și Ministerul Mediului, Ministerul Apărării, avem un acord care a fost respins, nu știu din ce motive, cu privire la protejarea armintelor celor care au luptat în al doilea război mondial. Eu cred că astăzi avem o situație în care ambele părți avem posibilitatea de a soluționa toate problemele. Mulțumesc, domnule președinte, pentru acest sprijin și ajutor acordat de 100 de milioane de euro. Vă mulțumesc. Fiecare grup de presă din Republica Moldova și România are posibilitatea de a adresa câte două întrebări alternativ. Începe grupul de presă din Republica Moldova. Domnul Vasile Botnaru, vă rog. Domnul președinte Băsescu, ultima dată v-am văzut la Cladova, unde ați avut baie de mulțime și știu că la fel de bine vă simțiți și atunci când adversarii vă atacă. Vreau să vă întreb, ce răspuns aveți pentru cei care nu vă vor în vizită în Republica Moldova, care simt altfel decât românește? Pentru că românii e ușor de vorbit. Cum vorbiți cu cei care, de exemplu, vă spun că ar fi stat mai bine să stați acasă, că nu sunteți dorit? Deci ce răspuns aveți pentru ei ca să-i convingeți că tot ce faceți dumneavoastră, faceți în beneficiul lor, în special în beneficiul și a transnistrenilor? Mulțumesc! Pentru mine nu prezintă un interes deosebit oamenii politici care, dintr-un motiv sau altul, nu reușesc să vadă sau să accepte care sunt interesele poporului pe care au pretenția că le reprezintă. Eu consider că România are obligația naturală de a sprijini cetățenii Republicii Moldova să acceadă cât mai rapid către Uniunea Europeană, un spațiu de securitate și un spațiu în care treptat, așa cum România o face începând cu 1 ianuarie 2007, deci treptat poți să-ți construiești prosperitatea. Sigur, ea nu se obține dintr-o dată. Intri și dă prosperitatea peste tine. Dar regulile Uniunii Europene permit cetățenilor Uniunii ca în timp să ajungă la prosperitate. Deci acest lucru mă motivează pe mine și nu opiniile unor cetățeni care ar fi de părere că ar fi mai bine să nu vizitez Republica Moldova. O voi vizita ori de câte ori voi avea posibilitatea.
Doru Dendiu, televiziunea română, corespondentul Republica Moldova. O întrebare comună pentru excelențele voastre. Este evident pentru, chiar și pentru cei care au ales să plece azi la Moscova, că Uniunea Europeană, România, instituțiile financiare internaționale sprijină la această oră Republica Moldova. Însă rămâne o problemă pe care n-ați abordat-o, a Transnistriei. Cum vedeți rezolvarea totuși a acestei probleme? Da, permis, domn președinte. Mulțumesc. Sigur că nu vedem altfel decât în cadrul formatului 5+2 această problemă trebuie soluționată pe cale pașnică și prin dialog. Această problemă, din punctul meu de vedere, nu va avea un succes atât timp cât teritoriul Republicii Moldova este prezentă Armata Federației Rusie, armamentele și munițiile care sunt. Trebuie să retragă, să începe să democratizăm societatea din stânga Nistrului, să demilitarizăm zona aceea și treptat să vină ziua când această problemă să fie rezolvată. E greu, cred că unii dintre dumneavoastră cunosc că am avut întâlnire cu viceministrii externi a Federației Rusie, care după întâlnire a spus că armata va fi retrasă doar după adaptarea statutului. Este o politică, dacă îmi permiți, mai diplomat spun, greșită, întrucât statutul e o problemă internă, armata e o problemă externă. Și dacă Constituția prevede stat neutru și dacă Republica Moldova a cerut retragerea, plus hotărârea de la Istanbul din 99, Federația Rusă trebuie să conformeze. Dacă nu vrea noi, de exemplu, să acceptăm pe alții, atunci deci trebuie să fie prezent armata. Problema este aici, eu oricum sper că vom găsi soluția în problema aceasta. Are un rol important aici și Ucraina, Uniunea Europeană, și sper că prin acest format vom găsi, vom rezolva această problemă. În comentariu, în ceea ce mă privește, România a susținut din totdeauna, susține și acum, susține și în continuare, că Republica Moldova este un stat suveran și trebuie să aibă control asupra întregului său teritoriu. Iar staționarea resurselor tehnice și umane ale armatei ruse pe teritoriul Transnistriei nu este de natură a favoriza rezolvarea conflictului. Într-un astfel de conflict care a întârziat mult în soluționare, cred că Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie să joace un rol mai important în formatul de negociere 5+2. Vedem, Mădeanu TV7, ex-președintele Moldovei a acuzat România de tentativă de lovitură de stat. Cum comentați acest lucru? Vă mulțumesc. Ha. Mă rog. Pot să comentez la asemenea afirmație, o cunosc și nu pot spune decât că este o afirmație care nu are nimic comun cu realitatea. România nu are niciun interes să se implice în afacerile interne ale Republicii Moldova. Obiectivul nostru este ca Republica Moldova să fie un stat membru al Uniunii Europene, pentru ca acolo toți românii să poată circula liber și să-și păstreze valorile culturale, istorice, limba, drept pe care îl are orice popor. Următoarea întrebare? Alice Muller de la Associated Press. O întrebare pentru ambele președinți. Domnul președinte Băsescu a spus că sprijină foarte ferm integrarea Moldova în Uniunea Europeană. Ce părere aveți despre integrarea Moldova în NATO? Domnul președinte Băsescu și domnul președinte Ghimbu, vă rog să comentați. Din punctul meu de vedere, integrarea
în NATO și în Uniunea Europeană sunt opțiuni naționale. În momentul de față, la Chișinău se află la guvernare, la putere, o alianță pentru integrare europeană care afirmă ca principal obiectiv de politică externă avansarea către integrarea în Uniunea Europeană. Dacă asta susține Chișinăul, aici îi susține. Dacă vreodată o să aflăm că la Chișinău s-a adoptat soluția de a se îndrepta către NATO, cu multă plăcere îi vom susține. Dar niciodată nu ne vom apuca să vorbim despre lucruri despre care Chișinăul are alt punct de vedere. Deci România nu va face nimic decât atunci când va fi solicitată de Republica Moldova în ceea ce privește relația cu NATO. După alegeri, noi suntem patru partide care am construit Alianța pentru Integrare Europeană. Fiecare partid a venit în campanie electorală cu programul său. Însă, acordul de construire Alianței pentru Integrare Europeană nu prevede aderarea Republicii Moldova la NATO. Și nici programul de guvernare pe care l-am semnat și a fost votat de către Parlament. Cu adevărat, la etapa actuală avem două priorități. Lichidarea sărăciei și integrarea europeană. Cel mai important proiect este pentru noi integrarea europeană. Dacă o să vină ziua și în acest drum spre Uniunea Europeană o să apară NATO, o să discutăm și împreună cu toți cetățenii de pur și modul să luăm decizia pentru a atinge acest deziderat. Sau nu-l atingem. Depinde cum vor decide cetățenii. Dacă îmi permite și o mențiune, de data aceasta o fac ca șef al unui stat membru al Uniunii Europene, vreau să felicit Guvernul Republicii Moldova, Prezidenția și Parlamentul Republicii Moldova pentru începerea negocierii acordului de asociere al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De asemenea, vreau să fac o mențiune legată de o acțiune pe care o considerăm extrem de importantă. Și anume faptul că pe data de 25 ianuarie a avut loc prima reuniune a grupului de acțiune europeană a Republicii Moldova. A fost o prima acțiune, dacă vreți, de sprijin al Republicii Moldova pentru lansarea sa într-un proces de integrare europeană. Reuniunea a fost coprezidată de România și Franța și au participat 16 din cele 27 de țări. Deci iată că nu numai România este interesată de evoluția către Uniunea Europeană a Republicii Moldova, dar și alte 16 țări au fost reprezentate la această reuniune și noi sperăm că se va ajunge foarte aproape de 27 de țări în acest grup de colaborare și de susținere a Republicii Moldova pentru apropierea de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și noi, domnul președinte. Mai e o întrebare sau atât? Da, poftim. Vă mulțumim. Patru întrebări. Patru întrebări. Mulțumim. Vă mulțumesc mult. Mulțumim. La revedere. La revedere. Domnule președinte. Nu mai știu. Mulțumesc. La revedere.